o ziua asta liberă să mai alergăm puțin, să facem puțin. V-a plăcut asta, nu? Dan Bursuc, compozitorul hitului Steaua e numai una, a uitat de marea lui dragoste din fotbal și s-a îndrăgostit iremediabil de rivala acesteia. Celebrul impresar din lumea manelelor este acum un fan înfocat al Rapidului și a dezvăluit că le pregătește suporterilor acestei echipe o surpriză de proporții. Steaua e numai una a murit pentru Dan Bursuc. Cel supranumit tăticul maneliștilor a devenit talismanul alb vișiniilor din Giulești și nu ratează nicio ocazie să le fie alături la meciuri. Ba mai mult, Dan Bursuc are locul său în loja stadionului din Giulești și atunci când are timp merge în deplasare cu noua lui echipă de suflet. Se pare că impresarul le aduce noroc rapidiștilor pentru că deja fanii echipei îl consideră un talisman. La rândul său, Dan Bursuc are numai cuvinte de laudă la adresa galeriei Rapidului, despre care spune că este unică în România. Vă spun cu mâna pe inimă că sunt îndrăgostit de galeria Rapidului. Am fost invitat la un meci și de atunci mi-au rămas în inimă acești suporteri. M-a impresionat și modul în care am fost primit de Bocciu, de Gigi Corsicanu. De altfel, Corsicanu mi-a zis că sunt direct talismanul Rapidului, că de câte ori vin, echipa bate. Am fost și cu FCSB, normal, nu puteam lipsi. Când timpul îmi va permite, voi fi prezent în tribune. La Rapid e ceva unic, greu de descris în cuvinte. Trebuie să fii pe stadion să simți cu adevărat ce reprezintă pasiunea și dragostea adevărată, a declarat Dan Bursuc. Tăticul maneliștilor a subliniat că așteaptă momentul în care Rapidul va redeveni echipa din perioada lui George Copos. De asemenea, el le-a promis fanilor echipei că atunci când albi vișinii vor obține o performanță fabuloasă, le va compune un hit care îl va întrece pe cel dedicat stelei. Atunci când va cuceri un trofeu sau când se va califica în cupele europene, promit cu mâna pe inimă că va avea parte de cea mai tare compoziție marca Dan Bursuc, de când sunt eu artist. Cu cel mai mare drag mă voi ocupa, acești oameni merită din plin, a mai spus impresarul maneliștilor.